și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Începem o săptămână nebună, 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 într-o formulă care, zic eu, era de mult așteptată. Vom vedea în aceste zile toate cele patru fete, le vom cunoaște. Dumneavoastră ați stabilit ordinea intrării, cel puțin în ceea ce privește pe prima, pe Laura. Vom vedea exact cum s-a integrat. Mă bucur să spun tuturor bună ziua și să-i văd în formula în care știam. Înțelegeți ce vreau să spun? În sensul că Marianita nu a plecat din competiție, 72% au votat așa. Vreau să le zic bună ziua și concurenților. Bună ziua! Ce faceți? La mulți ani de dragobete! Hai, iubiți-vă românește, că pe englezește am văzut că știți. Acum mă gândesc... Vă gândiți la lucruri, declarații de dragoste, nu știu, ceva frumos, tradițional trebuie să faceți de dragobete. Aveți încă un pretext să faceți tot felul de declarații iubitului iubitei, să vă reînnoiți jurămintele și așa mai departe. Marianita, ce faci? Bine, mulțumesc. Laurențiu, ia zi, nu e altfel dragobetele alături de Marianita? Dacă erai astăzi singur, ce făceai? Vreau și eu să-i văd pe cei doi cu care vorbim. A, așa. Dacă erai astăzi singur, ce făceai? Probabil că eram peste gard. Erai deja peste gard? Păi și doamna Maria ce făcea? Termina sezonul aici. Termina singur în echipa albastră. Deci fii atent aici, Laurențiu, că la cum o văd de pe doamna Maria, venea cu mașina până la Galați. Geamul dat jos, cotul dat afară, cu ochelari de soare, punea o panglică din aia la frunte. Și vă claxona și voi erați cu la microbuz, știi, tu cu Marianita. Prin vânt să ajungeți la Galați, la, înțelegi? Și doamna Maria trecea cu mașina câștigată, bineînțeles, în probă și spunea: "Dacă nu m-ați vrut, ia că ați pierdut." Cu mașina m-a vrut, da. Poftim? Cu mașina a vrut-o. Dacă noi n-am vrut-o. Păi asta zic. Adică a rămas și a câștigat, asta probabil ar fi spus. Doamna Maria, iertați-mă, vă trezesc cumva sau doamna Maria? Doamna Maria? Este supărată. Dar de ce? Iar sunteți supărată, doamna Maria. V-am lăsat sâmbătă seara destul de tristă, dar m-am gândit că odată cu plecarea, cu rămânerea Marianitei, vă bucurați. Da, și mulțumesc că mi-ați făcut ziua bună de ieri. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Ce s-a întâmplat, Laurențiu? Nu știu prea multe. Marianita, am înțeles că a vorbit. Ia zi, Marianita, ce s-a întâmplat, să știm și noi. Din cauza discuțiilor care au avut loc. Adică unde? În finală sau unde? Da. Păi acum ce? Este vreo finală fără discuții? Am ținut noi vreo finală pe Muțește până acum? Nu. Păi atunci... Haideți, doamna Maria, știți ce mi se pare mie acum? Poate e o chestiune subiectivă, nici nu vreau să vă supărați pe mine. Dar mi se pare că mai degrabă ar avea tinerii ăștia capricioși. Nu știu... Ai diverse motive, o să fie mai mofturoși, să li se mai năzărească. Haideți să nu ne mai purtăm așa, să fim puțin mai maturi, că nu puteți să ne supărăm din orice fleac, știți? Asta este, ce se poate întâmpla? Probabil că vă gândiți la discuția cu mama lui Andrei. Dumneavoastră a spus punctul de vedere, dumneavoastră vi l-ați spus pe a dumneavoastră, mergem mai departe, nu trebuie să stăm în loc din cauza asta. Bun, am vorbit despre Marianita, ea și-a dorit 70% să plece. E bine, 72% a primit, dar să rămână, ca să vezi că nimic nu e întâmplător, Marianita. 70 da. Ai vrut, 70 ai primit. Ia-i de aici. Și vreau să le mulțumesc, că, chiar dacă eu mi-am dorit să plec, le mulțumesc că totuși, știu, au fost alături de noi. Au ținut mai mult cu... de Laurențiu. Au ținut cu acest cuplu și n-am să uit imaginea lui Laurențiu plângând ca un copil cu... Deci lacrimile așa îi curgeau și roaie. Pe mine m-a impresionat foarte tare, mi-a fost greu să nu plâng și eu. A fost un moment extrem de emoționant acela. Dar îmi doresc să nu mai treceți prin ce ați trecut. Vreau să-i spun bun venit Laurei. Laura, Laura, ce faci tu, Laura? Hei, Ghi, Laura, din prima zi de emisiune nu-ți merge la valiera. Ce zici de treaba asta? Te sabotează cineva. Ia vezi, ce faci? Dă-te microfonul. Te-ai așezat lângă Raimond, între Raimond și Mariana, nu? De baterie? Da, dați-i repede, vă rog, un microfon, Laura. Hai, ajutați-o, că e mai greu, vă dați seama la început. Ia zi, Laura, ceva. Acum e bine? E mai bine. Vorbește puțin mai tare și pune microfonul mai aproape de gură. Da. Ce faci? Cum e? E destul de bine. E destul de bine? Da. Se putea și mai bine sau? Nu, este foarte perfect. Dar tu ți-ai ales locul acolo? Da. Ah, ok.
Nu, doar m-am uitat unde ar fi mai mult loc, încât să pot eu să stau. Deci nu are legătură cu preferințele tale sau... Nu, nu. Îmi plac toți concurenții din casă. Asta e foarte bine. Hai să ne aducem aminte cum te-ai prezentat tu atunci când ai venit în emisiune, care a fost clipul prin care ai încercat să convingi publicul, se pare că ai și reușit. Și da. Cum ai interacționat cu toți acești concurenți în primele imagini?